Misterul accidentului de la Balotești, tragedia care a uimit România anilor 90, o Românie deloc pregătită pentru așa ceva. Carmen Popa, procurorul de atunci care a instrumentat dosarul, spune că a fost cumplit. Nu se poate descrie așa ceva. România a mai cunoscut un accident de proporții aviatic în Apuseni. Sunt 8 ani de atunci. Firul evenimentelor de atunci ne fac încă o dată să ne gândim unde anume s-a greșit. Aeronava cu 7 pasageri la bord, pilotată de Adrian Iovan, s-a prăbușit pe muntele Petreasa, între județele Cluj și Alba. Undeva pe la 3:45 ziua. Ești aproape de iad când se rupe avionul cu tine. De tine trăgeau și din geamantan, mâncau în fiare. Există o poveste fabuloasă din anii 1980 pe care foarte puțini au relatat-o. De fapt, e uitată undeva prin arhivele fostei securități comuniste anilor 1980. Este vorba despre un incident aviatic unic mondial ce a implicat o aeronavă Tarom avându-l comandant pe pilotul Paul Mitu. Accidentul rutier de la Huțani s-a produs la data de 29 iunie 1980, pe DN-29 în apropierea satului Huțani, din județul Botoșani. Un autobuz care circula pe ruta Suceava-Botoșani s-a răsturnat de pe un pod într-o mlaștină extrem de adâncă, iar în urma acestui accident, 48 de oameni și-au pierdut viața, restul de 35 fiind foarte răniți. Șeful securității aeronautice Tarom, de atunci, Valentin Duță, spunea că acolo nu mai existau contururi umane. Acolo era carne tocată. Nu mai existau nici măcar cadavre. Vineri 31 martie 1995. Ziua care a intrat în istoria neagră a aviației românești. România avea de-a face atunci cu cea mai mare catastrofă. 59 de oameni își pierdeau viața într-o secundă. Lângă București, după Airbus-ul care trebuia să-i ducă spre Belgia, se prăbușea subit un avion după decolare. La ora 9, aeronava cu destinația Bruxelles primește aprobarea de zbor. Motoarele se turează, iar la 9 și 6 minute se desprinde de sol. Ora 9 și 7 minute, avionul se ridică până la 1400 de metri și retrage flapsurile. Ajunge în dreptul localității Balotești și începe virajul spre Ploiești. E o zi crâncenă, cu vânt puternic și ninsoare. Brusc, avionul Tarom începe să piardă în înălțime. Motorul de pe aripa din interiorul virajului nu mai are putere. Era deasupra localității Balotești, la doar 3 km de aeroport. La ora 9 și 8 minute, copilotul ridică tonul și își întreabă capitanul dacă e bine. Trecuseră 2 minute de la decolare. La ora 9 și 8 minute și 28 de secunde, cutia neagră înregistrează un alt strigăt disperat al secundului. Mai trec efectiv 6 secunde, timp în care copilotul, și numai el, urlă efectiv, iar aeronava se prăbușește. S-a auzit o bubuitură foarte puternică. Tot câmpul, împrăștiat cu bucăți, fum, o gaură mare unde a căzut și se vedeau bucăți de mâini, picioare ale celor care se aflau în avion. Ar comanduan, bă, s-a stricat ăla! Anchetatorii au ajuns la concluzia că e vocea copilotului, Ionel Stoi. Pilotul, Ilie Bătănoiu, nu i-a răspuns. Ce-ai, mă? Nici până în ziua de azi nu se știe de ce, iar copilotul a avut la dispoziție 9 secunde ca să redreseze avionul. I-a fost imposibil. Era pe timpul unui viraj strâns, motorul din interiorul virajului se reducea datorită unei defecțiuni la sistemul automat de tracțiune. Probabil era impresionat de ce se întâmplase cu cel de lângă el. În acele secunde am demonstrat noi că un pilot normal, cu o pregătire normală, nu putea ca să ia cea mai bună decizie. Nimeni nu avea cum să supraviețuiască unei căderi libere de la 1200 de metri, iar România nu era pregătită pentru o asemenea anchetă. Totul s-a făcut cu manualul în mână, cu ajutorul agenților FBI și a specialiștilor francezi. Potrivit anchetei care a avut loc după catastrofa aviatică, aeronava s-a înălțat până la 600 de metri, după care
O stare de tracțiune asimetrică s-a dezvoltat din cauza motorului 1, cel din partea stângă a aeronavei. Piloții ar fi observat anomalia, iar copilotul Stoi i-a cerut comandantului să retragă flapsurile și bordurile de atac. Acesta a retras flapsurile, dar nu și bordurile. S-a înclinat până a pierdut toată portanța. Motorul din interiorul virajului, era un viraj pe stânga, s-a redus. Pasagerii nici nu au avut timp să-și dea seama ce se întâmplă. La numai 2 minute de la decolare, avionul Airbus A310 se izbește violent de pământ. Aeronava a început să piardă viteza și să încline spre stânga. În anchetă se arată că turnul de control București a încercat imediat să contacteze zborul. A făcut lucrul acesta preț de câteva momente bune, dar totul în zadar. Acela a fost momentul în care turnul de control a solicitat unei alte aeronave ce zbura în apropiere și dispeceratului Tarom să contacteze zborul 371. După confirmarea pierderii legăturii cu zborul 371, turnul de control București a emis un cod roșu și au fost organizate de urgență echipaje de căutare și salvare. Nu a durat mult până când aceștia au ajuns la locul prăbușirii. În impactul acela, tot ce era în față s-a dus spre spate. Au fost găsite bucăți din scaunul pilotului în coadă. Terți s-au făcut. În câteva minute se dă alerta. România anului 1995 se confrunta cu cea mai mare catastrofă aviatică și, s-a dovedit acest lucru, nimeni nu era pregătit pentru așa ceva. Din păcate, imaginile erau unele de coșmar. Avionul a fost pulverizat la impact și prăbușirea a creat un crater cu adâncime de 6 metri. 3 americani, un francez, 2 spanioli, un tailandez, 10 români și 32 de belgieni, printre care un copil de 6 ani și un altul de 4 luni, și-au pierdut atunci viața, toți fiind pe lista celor care au făcut îmbarcarea. De asemenea, membrii echipajului au murit și ei. Ministerul Transporturilor de atunci a fost primul care a încercat să explice situația. Reprezentanții instituției au susținut că accidentul aviatic a fost provocat de indisponibilitatea fizică a comandantului suprapusă pe un defect nesemnalizat al sistemului automat de tracțiune, ATS, care stabilește tracțiunea necesară pentru fazele de zbor prin deplasarea mecanică a manetelor de comandă a motoarelor pe o poziție corespunzătoare. De asemenea, ministerul a mai precizat că în momentul în care aeronava a atins altitudinea de 600 de metri, avea viteza de 190 de noduri, a început să vireze stânga mai exact către Balotești. După ce au fost respectate absolut toate comenzile normale, sistemul automat de tracțiune a trecut de la tracțiunea necesară pentru decolare la tracțiune inferioară pentru faza de zbor-urcare. Aeronava nu a mai apucat să facă niciodată acest lucru. Indisponibilitatea fizică a comandantului aeronavei, a doua cauză este o defecțiune nesemnalizată la sistemul automat de tracțiune și cea de-a treia cauză este incapacitatea copilotului de a face față celor două evenimente. După îndelungi analize, echipa de investigare care a cercetat accidentul a descoperit că avionul a avut o problemă la motor, iar în timpul examinării registrărilor de zbor s-a descoperit că în timpul urcării de după decolare, motorul numărul 1 poate trece în stadiul de inactiv, în timp ce trecerii de la tracțiunea de decolare la tracțiunea de urcare. Motivul nu e cunoscut. După activitățile de mentenanță efectuate de către personalul tehnic, această disfuncție nu mai apăruse până la 16 martie 95. Celebra serie Air Crash Investigation a încercat să afle adevărul despre catastrofa de la Balotești, un documentar National Geographic original. Conform acestora, echipajul era unul calm și nu existau sunete neobișnuite în cabină. Capitanul Bătănoiu a fost cel care a confirmat că supraveghează manetele. Totul a decurs normal până în momentul în care Bătănoiu a încetat să mai vorbească. Conform regulamentelor, piloții trebuie să confirme verbal toți pașii pe care îi fac pentru înregistrarea de pe cutia neagră a avionului. Acela a fost momentul în care, spun jurnaliștii de la National Geographic, s-au auzit cele 3 cuvinte care ar putea explica întreaga tragedie. Îmi e rău. Ele au fost rostite de pilotul avionului. Apoi pe înregistrare se aude un sunet asemănător cu un geamăt, despre care anchetatorii au spus că nu putea fi scos decât de un om cu dureri puternice. De aici până la final, capitanul nu a mai rostit niciun cuvânt sau sunet.
Rămas pe cont propriu, copilotul Stoi a încercat pe repede înainte să-și dea seama ce s-a întâmplat cu colegul său, acesta pierzând însă din vedere maneta care controla motorul stâng. Între timp se eliberau pe bandă rulantă certificate de deces. Timp de o lună, Mariana Cojucariu, secretara primăriei Balotești, a avut biroul într-o cameră de la IML și a asistat la scene care urmăresc și astăzi. Nu o să uit probabil cât voi trăi eu, acea mână, pur și simplu așa de la cot, ruptă. Avionul s-a înclinat, apoi a intrat în picaj. Ceața a avut și ea rolul ei și Stoiu nu a mai putut să redreseze aeronava după ce a ieșit din nori, fiind mult prea aproape de sol. Pe cutia neagră au mai fost înregistrate țipetele de groază ale lui Stoiu, apoi tăcere. Realizatorii documentarului cred că pilotul Bătănoi ar fi făcut un infarct la puțin timp după decolare. Nimeni nu-l poate condamna pe copilotul Stoiu că în aceste condiții atenția lui a fost distrasă, s-a mai arătat în finalul emisiunii. Pe 18 decembrie 2000, Ministerul Transporturilor făcea mai multe declarații legate de accidentul aviatic de la Balotești. Investigațiile tehnice au dat drept cauze tracțiunea asimetrică a motoarelor, o posibilă incapacitate medicală a pilotului comandant și comenzile insuficiente efectuate de copilot. În mai 2008, Ministerul Public susține că dosarul accidentului de la Balotești nu se află în evidențele parchetului Curții de Apel București. Atunci fusese declinat de la parchetul Tribunalului Capitalei. Aeronava avea o defecțiune din fabricație. Se reducea un motor, motorul stâng, iar piloții erau avertizați. Nu era o defecțiune avertizată sonor sau vizual. Unul din cei doi trebuia să țină maneta, susține Carmen Boba, procurorul care a instrumentat dosarul de atunci. România a mai cunoscut un accident de proporții aviatic în Apuseni. Sunt 8 ani de atunci. Firul evenimentelor de atunci ne fac încă o dată să ne gândim unde anume s-a greșit. Aeronava cu 7 pasageri la bord, pilotată de Adrian Iovan, s-a prăbușit pe muntele Petreasa, între județele Cluj și Alba. Undeva pe la 3:45 ziua, la ora 13:38, aeronava de tip BN2 a decolat din București cu destinația Oradea. Ora 14:35, pilotul a solicitat coborârea la 3050 de metri din cauza givrajului, pelicula de gheață formată pe structura aeronavei. Ora 14:42, pilotul a solicitat coborârea la 2450 de metri și a comunicat că schimbă frecvența cu cea a centrului de informare a zborurilor. Ora 15:18, pilotul a intrat în legătură cu centrul de control zonal Cluj. Între orele 15:32 și 33, pilotul a încercat să comunice cu un sector de control al traficului aerian, dar mesajele nu au fost înțelese. La 15:45 și 15:49, operatorul a încercat să ia legătura cu aeronava, dar nu a mai primit niciun răspuns. Ora 16, copilotul Răzvan Petrescu l-a sunat pe tatăl lui și a spus că au aterizat forțat între peștera Scărișoara și localitatea Veliș, că toți sunt în viață și că el are picioarele rupte. La 16:09, inspectorul general al IGSU dispune constituirea grupei operative și alertare ISU Alba și ISU Mureș pentru declanșarea procedurii de căutare-salvare. Intervenția de salvare a fost haotică, slab coordonată, chiar dacă au existat mai multe convorbiri telefonice cu medicul Radu Zamfir. Ora 21, lucrătorul silvic, Trif Gheorghe, membru al echipei de căutare formată din personal silvic, a ajuns la locul incidentului. Acesta era împreună cu ceilalți doi salvatori, argentin Todea și Gheorghe Giurgiu. Un lucrător silvic a scurtat poate operațiunea asta cu multe ore și a făcut ca din acest accident aviatic să salveze vieți. Pe lângă cele două victime, au rămas în memoria colectivă eșecul intervenției de căutare organizată de autorități, dar și imaginea celor trei eroi din comuna Horea, care au ajuns primii la locul accidentului după mai bine de 5 ore de bâlbe ale instituțiilor statului. Singurele efecte au fost câteva demisii ale unor șefi în timp ce anchetele penale au fost îngropate. Nici până azi autoritățile nu au fost capabile să explice organizarea haotică a activităților de căutare, precum și imposibilitatea ca un avion prăbușit să nu poată fi găsit pentru o perioadă atât de lungă de timp. Moții din Apuseni trăiesc în continuare cu convingerea că ar fi găsit aeronava mult mai repede dacă ajutorul era solicitat imediat după accident. Oamenii au aflat de la televizor că undeva în zona a avut loc o catastrofă.
Sute de săteni voluntari s-au mobilizat foarte rapid pentru a căuta și salva victimele. Gheorghe Trif, Gheorghe Giurgiu și Argentin Todea sunt persoanele care au ajuns primele la locul tragediei. Au făcut tot ce au putut pentru a salva răniții, dar nu au mai putut face nimic pentru pilot și studentă. Oficial, pilotul Adrian Iovan e considerat vinovat pentru prăbușirea aeronavei. Accidentul a avut loc în 20 ianuarie 2014. În accident au fost răniți copilotul Răzvan Petrescu și medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul Sfânta Maria și Sorin Ianceu. Echipa medicală din avion mergea de la București la Oradea, unde urma să preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral, femeia care urma să primească ficatul de la donatorul din Oradea decedat ulterior. Anunțarea accidentului a fost făcută prin 112 de doctorul Zamfir la 16 și 16 minute. La căutare au participat peste 70 de pompieri salvatori, jandarmi, polițiști și salvamontiști. Epava avionului și victimele au fost găsite de cei trei localnici din comuna Horea după căutări care au durat peste 5 ore. Serviciul Român de Telecomunicații Speciale și celelalte instituții cu atribuții în domeniu nu au putut localiza cu precizie semnalul telefonului de pe care a realizat apelul medicul Zamfir. Moții din Horea au ajuns acolo la 21:30. Pilotul Adrian Iovan a fost găsit încarcerat, iar studenta era în stop cardiorespirator cu hipotermie severă. Autopsiile au arătat faptul că Aura Ion a murit în urma unui șoc hipotermic asociat cu tulburări de dinamică respiratorie cauzată de un traumatism și compresiune toracică prelungită. În schimb, pilotul avionului care s-a prăbușit în Apuseni, Adrian Iovan, a suferit un șoc traumatic combinat cu șoc hipotermic, traume și fracturi la mâini și coaste. În urma accidentului aviatic, secretarul de stat al Ministerului de Interne a fost demis, în timp ce directorul general și directorul de operațiuni Romața au demisionat. La 2 februarie 2014 a avut loc o analiză în CSAT, în care s-a discutat despre accident și s-a cerut demisia generalului Marcel Opriș, șeful STS. În declarația de după ședință, președintele de atunci, Traian Băsescu, a afirmat că STS n-ar fi putut face mai mult în acel moment, putând localiza doar telefoane fixe. În cazul celor mobile, singura informație fiind cea primită de la operatorul de telefonie, celulă care în zona avea o suprafață de 200 km2. Final, președintele Traian Băsescu a refuzat demiterea șefului STS, pe care l-a și decorat cu Ordinul Național Steaua României. Cauzele favorizante au fost evaluarea eronată a factorilor de risc specifici desfășurării acestui zbor, precum și mai multe decizii eronate ale comandantului aeronavei de a continua misiunea de zbor în condiții meteorologice care au favorizat givrajul sever al carburatoarelor, de a zbura o lungă perioadă de timp în condiții de givraj și de a continua misiunea în condiții de zbor grele. La locul accidentului a fost ridicat un altar, devenind loc de pelerinaj pentru oameni. Drumul de acces pe munte a fost modernizat, iar zona s-a transformat în atracție turistică. În fiecare an, în ianuarie, la locul accidentului, e organizată o slujbă de pomenire a celor două victime. Ancheta procurorilor în cazul accidentului aviatic a început în 11 februarie. Atunci, procurorii secției parchetelor militare au dispus prin ordonanță începerea urmăririi penale pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și neglijență în serviciu, iar câteva zile mai târziu au fost începută urmărirea penală și pentru infracțiunile de neluare și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și pentru încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu. Ancheta a început inițial la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, ulterior fiind preluată de parchetul general, iar în final toate anchetele au fost închise fără ca cineva să fie considerat vinovat de eșecul activității de căutare a epavei. O analiză a fost făcută și la nivelul Ministerului Transporturilor. În raportul prezentat de ministrul Ramon Amănescu s-a afirmat că prima localizare s-a făcut prin intermediul aplicațiilor din telefonul mobil al unui supraviețuitor, ISU Cluj, primind de la STS coordonatele pe care le-a transmis ISU Alba. Aceste coordonate au indicat un punct situat la 5 km nord de punctul real al impactului. Ulterior, reprezentanții STS au dezmințit că aceste coordonate ar fi prevenit de la această instituție. Tot în raport, ministrul a afirmat că n-a fost convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență pentru că nu au fost îndeplinite o serie de condiții specificate într-un ordin de ministru. Efectul practic al neconvocării comitetului a fost comunicarea defectuoasă între STS-ISU, ceea ce a întârziat foarte mult operațiunile de căutare și succesul acestora. Ești aproape de iad când se rupe avionul cu tine. De tine trăgeau și din geamantan. Mâncau în fiare.
Există o poveste fabuloasă din anii 1980 pe care foarte puțini au relatat-o. De fapt, e uitată undeva prin arhivele fostei securități comuniste a anilor 1980. Este vorba despre un incident aviatic unic mondial ce a implicat o aeronavă Tarom avându-l comandant pe pilotul Paul Mitu. În 1980, un avion Tarom s-a prăbușit în Atlantic, în apele Mauritaniei. 186 de oameni supraviețuiesc miraculos. Pilotul avionului, care i-a salvat pe toți, primește în loc de glorie și mulțumiri o amenințare cu 100 de ani de închisoare din partea Partidului Comunist Român. Ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată, din foarte multe puncte de vedere. În august 80, avionul Tupolev 154 al companiei Tarom trebuia să aterizeze pe aeroportul din Mauritania. În afara echipajului, toți pasagerii erau marinari civili care mergeau pentru a face schimbul pe trei nave românești aflate în zonă. Despre accidentul aviatic din 7 august 1980, atunci când avionul Tupolev 154 al companiei Tarom s-a prăbușit în Atlantic lângă coasta Mauritaniei, se știu puține lucruri chiar și azi. Unul dintre supraviețuitori, Cornel Gosan, ne povestește despre momentele de groază trăit de cei 186 de oameni aflați la bordul aeronavei. Din cauza unui echipament de dirijare defect de pe aeroport, aeronava a aterizat la aproape jumătate de kilometru lateral de pistă, în Atlantic. Avionul s-a rupt efectiv în două, iar în afara unei singure persoane care a făcut infarct, ceilalți au supraviețuit. Cornel Gosan e unul dintre marinarii care pe 7 august trebuiau să ajungă în largul Mauritaniei pentru a face schimbul de echipaje, pe nava Jiul. Avea atunci 30 de ani și ocupa funcția de șef de atelier. Au decolat cu întârziere, spunea el, dar acest lucru nu le-a dat nimic de bănuit. Zborul până la destinație a fost absolut normal. În jurul orei 4 dimineața, când nu e nici noapte, nici zi, ne-au anunțat să ne punem centurile pentru aterizare. Nu era absolut nicio turbulență atunci, nu se vedea nimic pe geam. Dintr-o dată au început zguduituri și toate luminile s-au stins. Efectiv s-a trezit în apă. Cei care au rămas în avion au povestit că apa bătea la hublou, s-a rupt în două. Cornel a fost aruncat din avion direct în apă în urma impactului, prin gaura produsă în urma ruperii acestuia. S-a trezit în apele Atlanticului în mijlocul unui vacarm. Lumea, spune el, a început să se văicărească, să țipe. Eram dezorientați cu toții. La suprafața apei pluteau vapori de cherosen. Un motor al avionului a mai mers 45 de minute după cădere. Pericolul de incendiu și de explozie era iminent. Rechinii dădeau și ei târcoale, dar cherosenul i-a deranjat. După 15 minute, timp în care a reușit să realizeze ce s-a întâmplat, Cornel Gosan a început să meargă în apă, care era până la brâu, spre aripa rămasă la suprafață unde deja se adunaseră alți supraviețuitori. Am reușit să ne dezmeticim și am început să-i pescuim pe cei care erau în apă, mai depărtați și mai răniți. Printre cei răniți grav, mai era o stewardeză, Jetta Negru. O țin minte și acum, multă lume rănită în jur, cu mâinile tăiate, cu picioare rupte, capete lovite. Eu am avut o gaură la picior sub genunchiul drept, dar în apa aia sărată nu simțeam nimic, spunea el. Dar iată povestea acestui miracol spusă chiar de pilotul Paul Mitu. Bine v-am găsit, ne aflăm pe aerodromul din Măneuț și alături de noi este Mitu Paul, un cunoscut pilot din România. Îl lăsăm pe dumnealui să ne spună mai multe detalii despre cariera sa în domeniul aviației. Se împlinesc chiar 35 de ani de la o întâmplare nefericită din cariera dumneavoastră, mai precis 7 august 1980. Da, exact. Astăzi se împlinesc 35 de ani de la accidentul aviatic pe care l-am suferit în 1980 în cursa charter care urma să execute de la Otopeni Casablanca Noua Dibu, cursă la care am avut ghinionul sau fericirea vieții, pentru că suntem cu toții niște supraviețuitori, să fiu dirijat greșit la aterizare, motiv pentru care avionul a fost pus lateral de pistă 350 de metri, unde știți că s-a lovit de un dâmb de nisip în Oceanul Atlantic. Ca o noutate, ne dorim și doresc să sărbătoresc această zi, amintind că echipajul
și întreg un număr de pasageri au fost salvați, dacă se poate spune așa, datorită, cum spun unii maestri, echipajului de aterizare, iar eu vin și completez datorită unui Dumnezeu care a avut îngerii toți deasupra tuturor pasagerilor, inclusiv a echipajului. Vă mai aduceți aminte câți pasageri erau în aeronavă? Da, mi-aduc aminte perfect, deși au trecut 35 de ani. Aeronava era plină, adică 156 de pasageri, plus echipajul compus din 4 membri echipaj de conducere, 6 stewardi și 3 însoțitori securiști de bord. Deci eram un număr de 170 și ceva de pasageri, cu toții suflete care ne-am zbătut, ne-am ajutat unii pe alții și am reușit să supraviețuim. Și mai departe, tot echipajul, inclusiv membrii securiști de la bordul avionului, au reușit să zboare ulterior până la ieșit la pensie. Cel mai pedepsit, cum se spune în aviație, este și va rămâne comandantul. Am fost oprit de la zbor, judecat de 4 state, s-au citit acele cutii negre, cum se spun în termeni populari, adică înregistratoare de zbor, s-a constatat că nu am avut niciun fel de vină, motiv pentru care compania Tarom și statul român au primit înzecit despăgubirile acestui tip de avion, care au constat în niște sume imense, mi-e și jenă să le spun, aducând unul de cele mai mari beneficii valutare României în 1980. Operațiunile de salvare au fost departe de ceea ce vedem în filme. Oamenii au stat aproape 3 ore pe aripa avionului, iar cei care nu aveau răni grave au încercat să înoate spre mal. Toți așteptau ajutoare, mai ales că pe uscat se vedeau multe lumini de la farurile mașinilor sosite în zonă. Primii care au venit la noi au fost marinarii de pe vapoarele românești care erau în rada portului. Am lăsat bărcile de salvare și au venit după noi. Apoi au venit și cei de acolo. Bagajele noastre nu au fost recuperate. Cala avionului a rămas sub apă și toți supraviețuitorii au fost recuperați și duși într-o bază sanitară amenajată în localitatea Mauritană. Aici, în corturi și pe paturi de campanie, s-a făcut triera răniților, cei în stare mai gravă fiind duși la un spital din apropiere. Am stat acolo o zi și jumătate. Eu nu m-am plâns, erau alții care aveau nevoie de ajutor. Cei grav răniți au fost duși la spital, restul au fost duși la vapor. După 3 zile de la accident, a fost trimis un avion Tarom, de data aceasta un Boeing, să-i aducă în țară pe răniți și pe cei care nu se puteau întoarce deocamdată la muncă. Pe pista aeroportului au fost întâmpinați de un comandant care le-a spus: "Eu sunt cel care vă va duce în țară." Erau cuvintele de care aveau nevoie, deoarece mulți nu mai aveau curajul să urce în avion. Un lucru foarte interesant. Am ajuns la Otopeni și nu iese trenul de aterizare. Ce vă spun eu este în premieră. Atunci în avion s-a discutat de amerizare sau de aterizare pe Constanța. Până la urmă am aterizat pe Otopeni pentru că au reușit deschiderea manuală a trenului de aterizare și amintește Cornel de al doilea incident aviatic prin care a trecut în numai 3 zile. Cornel Gosan a aflat prima explicație despre ce s-a întâmplat în dimineața zilei de 7 august 80 chiar de la pilotul Paul Mitu. Toți răniții accidentului aviatic au fost internați după aducerea lor în țară la Spitalul Floreasca. Aici, marinarii au reușit să interacționeze cu cel care se afla la manșa avionului. Cornel Gosan își amintește că pilotul i-a spus că în clipa în care a anunțat aterizarea pe aeroport și a primit acordul, s-a aprins balizajul pistei. Apoi, după un minut, când era în progres de aterizare, s-a stins. A rămas fără orientare și s-a dus la axul pistei o milă în afară. Culmea e că s-a dus pe o lagună, laguna Salvării Noastre. Acolo era un petic de nisip de 400 de metri acoperit cu apă. Dacă ar fi căzut mai încolo, erau sute de metri adâncime. Șansele de supraviețuire ar fi fost nule, spune marinarul. Supraviețuitorul apreciază îndemânarea și stăpânirea de sine a pilotului, care în acele clipe de groază a reușit să țină avionul cu botul sus, astfel că dacă era cu botul jos, se înfigea în nisip și deznodământul ar fi fost altul, o explozie probabil. Avionul a stat pe apă datorită unei desăvârșite pregătiri a echipajului. S-a proptit într-un banc de nisip și de data asta nu s-a scufundat. Apa era rece ca gheața în jur, întuneric beznă, iar rechinii mișunau pe lângă noi, declara în 2010 pilotul Paul Mitu pentru Adevărul.
De altfel, după accident, pilotul Mitu a fost anchetat de o comisie alcătuită din reprezentanții a 5 țări. Rezultatul anchetei realizate de comuniști a fost unul devastator pentru el. I s-a retras dreptul de a mai zbura și a fost condamnat la 100 de ani de închisoare. Apoi s-a dovedit că de fapt nu a fost eroarea lui și că el de fapt a fost un erou, reușind să salveze viața pasagerilor săi. 2 ani și jumătate am fost oprit de la zbor, spunea el. Apoi din pilot comandant și pilot instructor am fost făcut pilot navigator. În România lui Ceaușescu nu s-a vorbit despre acest incident. În presa oficială nu a apărut nicio știre, iar rudele marinarilor aflaseră totuși de la Radio Europa Liberă, unde s-ar fi spus că nu există supraviețuitori. Când am venit acasă, am găsit toată familia cu broboadă neagră pe cap. Europa Liberă a anunțat că nu sunt supraviețuitori. Știrea s-a împrăștiat repede și până nu am intrat pe ușă, familia nu a renunțat la doliu, spune Cornel. Niciunul dintre marinari nu a fost audiat de către un anchetator, nimeni nu le-a pus vreo întrebare. Marinarul supraviețuitor spune că meseria pe care o avea, una în care ești obișnuit cu pericolul, i-a ajutat și pe el și pe colegi să treacă peste acel moment. Au fost oameni care izbucneau în plâns după 3 zile de la accident pentru că atunci realizau ce minune s-a întâmplat. Ne bufnea plânsul când vedeam că poți ajunge în situații de astea, deși tu nu-ți dorești decât să-ți faci meseria. La o lună de la accidentul aviatic s-a anunțat din nou completarea echipajului pe nava Jiul. Cornel a fost unul dintre cei care au decis să se ducă. După mai bine de 40 de ani de la acel moment, cel care s-a născut pentru a doua oară pe 7 august, Cornel, concluzionează simplu. Sunt un aventurier. Asta e viața mea. Nu sunt un om fericit, dar sunt un om mulțumit de viața mea. Dacă e să se întâmple ceva, se întâmplă. Nimeni nu se poate opri. Această poveste este fabuloasă din mult mai multe puncte de vedere. Gândiți-vă că, în primul rând, nava a avut acest mare noroc să amerizeze pe un banc de nisip. Deci nu a explodat. Deși erau vapori de cherosen în aer, nu s-a produs niciun incendiu. 2 la mână a murit un singur om de infarct, probabil de la o sperietură prea tare. 3. Nu au existat rechini care să omoare oamenii de la bord. Un alt pericol iminent în acele condiții. Și 4. Accidentul s-a produs totuși aproape de mal. Ușor de salvat cei care au supraviețuit. Este una dintre poveștile fabuloase mondial vorbind. Peste amerizarea pe lacul Houston, New York, care s-a și ecranizat cu celebrul Capitan Sully, ceea ce s-a întâmplat în 1980 cu acest avion Tarom e demn de cel puțin un documentar, film artistic sau orice alt material ce ar pune în valoare acest fapt istoric. Accidentul rutier de la Huțani s-a produs la data de 29 iunie 1980, pe DN29 în apropierea satului Huțani, din județul Botoșani. Un autobuz care circula pe ruta Suceava-Botoșani s-a răsturnat de pe un pod într-o mlaștină extrem de adâncă, iar în urma acestui accident 48 de oameni și-au pierdut viața, restul de 35 fiind foarte răniți. E considerat cel mai sângeros și dur accident rutier produs vreodată în România. Zona era numită 7 poduri. Autobuzul era plin cu muncitori navetiști, angajați la o fabrică din Suceava. Fiind zi de sărbătoare, autobuzul era supraaglomerat. Cu toate astea, mașina avea o capacitate de doar 40 de locuri. Șoferul acolo a îngrămădit peste 80 de suflete. Bătrâni, tineri, femei și copii. După ce a trecut de podul peste Siret, în drum spre Huțani, la un moment dat, un cauciuc a explodat, iar autobuzul, arhiplin, a ieșit de pe carosabil. A rupt balustrada unui pod și s-a răsturnat de la 6 metri înălțime într-o mlaștină. Din cauza greutății, autobuzul s-a scufundat rapid în mâl. Toți 83 de oameni, văzându-se prinși într-o capcană a morții. Un coșmar greu de închipuit. Cei mai mulți nu au reușit să iasă la suprafață și au murit înnecați. 35 de oameni au reușit cumva să supraviețuiască, purtând în suflet mărturia celui mai grav accident petrecut vreodată în România, despre care se vorbește prea puțin. Trupurile lor au fost scoase cu greu la mal și duse de acolo la spital. Șoferul autobuzului și-a pierdut și el viața, așa că nimeni nu a mai rămas să răspundă pentru tragedia de atunci. În schimb, mlaștina a fost acoperită cu pământ, autoritățile încercând să șteargă orice urmă. Presa vremii
nu a mediatizat deloc cazul. În publicațiile comuniste menționându-se doar că un autobuz ce se deplasa de la Suceava spre Botoșani a fost implicat într-un accident rutier, fără a se preciza nimic despre victime. O practică obișnuită a acelor vremuri. Abia după Revoluție, rudele celor decedați au ajuns să pună cruci în memoria celor care și-au pierdut viața în accidentul de acolo, în apropiere fiind montat și un panou pe care au fost menționate numele tuturor victimelor. În ceea ce privește cei 35 de pasageri care au supraviețuit, norocul lor a fost faptul că stăteau lângă geam și când acestea s-au spart în urma impactului, au ieșit mult mai repede. Cei mai mulți erau navetiști și nu au mai reușit să iasă la suprafață, murind înnecați. Bilanțul lor fiind de 48. Tragedia a fost uriașă la momentul respectiv. Șoferul se pare că scăpase cu viață inițial, dar s-a întors în mlaștină pentru a-și salva soția. A reușit să o scoată pe ea din mlaștină, apoi s-a întors și după fiul lui și a murit înnecat. Șoferul urma să fie tras la răspundere pentru această faptă, dar cum și-a pierdut viața, nimeni nu a fost tras la răspundere. Margareta Hergeligiu avea 27 de ani în anul în care avea să marcheze iremediabil sute de oameni din trei județe ale Moldovei și e una din puținele persoane care a supraviețuit teribilului accident rutier din 29 iunie 1980. Prin intermediul ziarului local Botoșăneanul ne sunt aduse în lumină multe aspecte ale acestui accident. Își amintește fiecare detaliu extrem de clar, iar amintirile încă îi rănesc memoria pentru că în cei 41 de ani care au trecut de atunci, nu s-a oprit din întrebările adresate divinității. De ce am trăit eu și nu unul din copiii care se aflau în autobuz? Sau una din familiile fericite care se aflau printre călători? Își amintește că a avut niște presimțiri și înainte de ziua de 29 iunie 1980. Deși nu poate spune cu siguranță că acelea chiar s-au adeverit prin nenorocirea care a avut loc, însă căreia ea i-a supraviețuit. Era marea sărbătoare de Sfinții Petru și Pavel. A decis să vină acasă la Botoșani, la onomastica surorii. La fel ca ea, mânați de dorința de a fi cu cei dragi, erau mai mulți călători din autobuzul morții care intenționau să ajungă la rude în localitățile dintre județele Suceava și Botoșani. Mai erau și mulți copii care mergeau la bunici și erau cumva în grija șoferului. Își amintește că a numărat 9 copii și unul în burta unei mame. În primă fază, povestește, autobuzul s-a lovit de parapet și a rămas înclinat pentru câteva momente. Timpul s-a oprit atunci în loc. Dar cel mai bine, haideți să o ascultăm chiar pe ea într-un interviu dat acum un an pentru ziarul local Botoșăneanul TV. Grozăvii să nu poți ajuta oamenii să-i vezi, apare părul și dispare. Închipuiți noastră ce-a fost acolo. Măcel. Ne răsturnăm. Așa au strigat el. Ne răsturnăm. Când au făcut explozia, el o căuta să o redreseze, dar el n-a mai putut. O greutatea. Și s-a oprit în parapetul ăla acolo, la baltă. Că doar ce era să mai meargă încă 2-3 metri și ajungeam așa, chiar dacă mai mureau câțiva, dar nu mureau toți acolo în apă. Se ajungă mașina pe mal. Ați înțeles? Un pic, 2 metri măcar. Nu, nimic. S-a oprit acolo în parapet, el a încercat după ce, cred că vreo 10-15, pentru că nu prea știu eu să, chiar să măsor, când a făcut explozia. Și el a spus că ne răsturnă, lumea a început panică în mașină. Omul ăla, când a văzut că s-a oprit mașina, a lovit în parbrizul din față și a sărit fata și cu doi bărbați, o știu, să sară imediat și a rămas sus. Am văzut că ieșea, numai părul apărea și o bulbuci totul pe apă. Am spus, Doamne, mie mi-ai dat zile și eu trăiesc. Și m-am prins așa de iarbă, na, am spus că m-a ținut de mâna unui bărbat, na, el m-a lăsat, cât eu când am dat cu gura de aer, eu imediat mi-am dat drumul de la mână de la el. Și am fost lângă mal, dacă nu s-a agățat nimeni. Dacă s-a agățat, muream și eu lănțuit acolo cu ei. Când au murit toți acolo, erau 9 copii în mașină. Vă spun și câți, dacă m-au urcat de la Suceava de acolo. Și aglomera, că duminica aia la altă erau alții care, poate că n-aveau mașini, poate că fiecare cum, nu mai știu. Și el s-a dat, cânta muzică, a pus muzică el, dar soția lui era în mașină și soția șoferului trăiește. Dacă ați ști unde este șoferul, o găsiți pe soție. Am spus și atunci că sora mea a intrat, eu n-am putut intra, cum se văd eu atâția morți, că i-am văzut atunci murind în fața mea. Că eu n-am avut nimica, am fost curajoasă așa, tare, forțoasă, dar după a treia zi de joi am început să plâng. Mi-a cedat, cred că, nervii. Spuneam, mai bine muream eu decât să moară atâtea mame și copii și eu n-aveam pe nimeni și am spus, mai bine muream eu decât să moară atâta lume, care poate nevinovată, poate vreau să trăiască. Eram mire și mireasă, pare tot din plopeni, care vreau să se ducă undeva la,
la Botoșani să-și cumpere, nu știu ce, spunea că și soții care au murit în accident, care trebuia să fie mici și mirați. Au murit câte doi din casă și trei, din Dumbrăveni, din Dumbrăveni, din Plopeni. Dacă odată v-ați interesat pe la primărie pe acolo, vă spune, iese lumea și spune. Că doar nu vreați nimic, să faceți un monument, atât le spuneți doar, nu? Da. Da. Și da, dumneavoastră spuneți că v-ați întors acolo după ce ați plecat. Și după aia am venit la spital, prima mașină care a intrat pe partea spitalului am fost eu. Și eram desculț că papucii mi-au rămas, chiar o saboz de aia, lași cu ghindă și că eu am plecat în rochie. În timpul cât am stat, eu mă țineam de mâna lui, dar de aici trăgeam de cureluș ca să nu agațe nimeni de mine. Dar așa mi-a lucrat subconștientul, când trebuie să trăiești, spuneam, trebuie să trăiesc. Eu n-am înghițit o gură de apă, trebuie să trăiesc. Așa am lucrat conștient, așa gândeam eu, când m-am văzut în apă. Și Dumnezeu mi-a dat zile. Trebuie, de asta am zis eu, și azi ele râd nepoatele mele când le spun eu, trebuie să faceți, trebuie așa. Marga, dar dacă nu, nu există, nu se poate, nu există, trebuie. Așa mi-a rămas mie, atunci sunt conștientul meu. Și na, așa a fost salvarea și am ajutat fata aia din Dângeni și fata din Dângeni. A venit un ciopan, care erau cu oile, pișesc acolo, o rup crengi de copac și o arunca pe apă ca să o mai agăța din trânsii care au mai rămas în viață. Și na, alții care au mai rămas cu pernuțele alea, care le s-au desechilibrat autobuzul și au ieșit scaunele alea cum erau ele așa. O scos și eu mai supraviețuit că i-am văzut agățați pe aceea. Ce să le fac eu? Când venea să ajut lumea, mi-ai dat Doamne zile. Ce să fac eu? Cum să-i ajut? Pe cuvântul meu, donare, așa m-a zguduit. Dacă de a treia zi de abia am început să plâng. Dar m-am dus la fabrică și mă întrebau toți, a doua zi am mers la servici. N-am mers. Miluca spune că mă tot ce cred, dar eu un an de zile n-am mai trecut pe acolo. Veneam acasă prin Hânțești. Partea asta, în Bucecea, Hânțești. N-am putut să trec. Dacă nu trebuia să rog pe cineva să mă les să merg pe jos, că mă temeam că se răstoarne iară să se întâmplă ceva. Și povesteau tot, da, după aia s-au mai adus vorbe și s-au mai auzit mai multe, că acolo soneca, a fost un motociclist și a mai fost odată o mireasă. Și cu o miris s-ar fi întâmplat ani, mulți, nu? În Baltaia. Tot în Baltaia acolo, da. Deci eu a fost ca un ghinion, ca o... Așa a avut Dumnezeu, eu așa zic eu, na. Și am venit la Botoșani, m-am dus la sora. Șoferul m-a recunoscut pentru o soră de-a mea și recunoscându-mă, tu ești Sanda? Eu am spus că nu, eu sunt Margarita, o soră de-a lui Sanda. El era, sora mea lucrea la FNC-ul atunci și el era șofer tot la FNC-ul și el a venit din Vlădeni direct. Eu de asta nu știu dacă e ăsta moșul, bărbatul ăsta sau nu știu cum îl chema. Și mi-a spus, hai să te duc la spital. A zis că nu mă duc pe mine, eu n-am nimic, atâta zgârietură la degetul ăsta, atâta am avut. Și mai ceva, niște cicatrici așa prin cap, dar este nimic. Normal, sănătoasă am ieșit, fără fractură, fără nimic. Și el spune, hai să te duc la spital. A zis, nu mă lua pe mine, hai să luăm fata asta de pe mal. Uite cât e de tânără, mai era un om în vârstă, ori aruncat de apă, ori scos, care iar gemea acolo. Trebuie ajutat să-i scoată apa din el, că el a înghețit apă până aici. S-au lovit, sau Dumnezeu știe, nu știu. Și i-am spus că nu, eu nu am nimic, hai să ajutăm fata asta. Și el a plecat-o pe fată cu capul așa în jos. Și mi-a spus mie tot să o apăs pe stomac ca să iasă apa. Ișa apa prin nas, pe gură, că i-au înghițit apă, cred că s-o speriat, nu știu. Și-a revenit și eu am mers în mașină cu fata respectivă, el s-a urcat la volan, că a venit cu mașina, că a fost nu mare, parcă a zis ceva așa, parcă așa mi-a spus. Și-a spus că, sau socru mare, nu știu, și-a spus că, uite, am venit și m-am culcat un pic și când a auzit băbuitura asta puternică, a zis că hai să ies din casă. Când am ieșit din casă, i-am auzit repede că s-a întâmplat acolo, la a doilea pod. Și dacă m-a recunoscut, m-a dus la spital, am luat fata în mașină la dânsul, eu tot am, așa ca să nu moară, cât mă pricepeam și eu atunci, de frică, de emoții. Și el a spus, țin-o așa, în viață, adică a pus spui, că nu știa ceva. Ea avea clavicula ruptă, a pus-o în gips și luni când s-a dus sora mea, s-a dus la spital, la sora la care mă duceam eu la unul, s-a dus la dânsa. Și atunci eu trimis ei o poză cu Nadia Comănici și eu spus să-i mulțumesc lui sora Matale că a avut grijă de mine și mi-a dat viață. Adică am ajutat-o să trăiască. Cine era atunci primar sau nu mai știu eu cine, mie mi s-a făcut rău. Toată lumea îmbulzea așa. Am văzut cum o scos cu doar eu de unii avea să știu, doar nu din poveștile altora. Eu am văzut eu macararele pe... Când eu băgat-o anfibie, s-o gândi ca să împingă prin blaștină, o adus o mașină de, cu șinelată. Știi da, ce înseamnă, da? Da,
și o împins cu șinilata și s-o gândi că a să împingă să scoată, după cât o scos morții, cât o putut igna, că nu s-o băga nimeni în apă, trebuie să scoată, să împingă să scoată mașina, autobuzul. Și dacă nu s-o putut, o apela la, o s-o opri circulația toată, și de o parte și în alta, și au adus două macarale și cu macarau au urcat-o sus pe pod, o scos autobuzul. Atunci mi s-a făcut rău că autobuzul era, eu când am ieșit din apă nu se mai vedea, o singură roată se mai vedea. S-a întors perfect cu roate din sus. Așa era autobuzul. Că doar am spus, tot e uit, dar asta nu pot uita. Au intrat în memorie și în frica și restul, așa m-a pătruns și n-am cum să uit. Cu lux de amănunt așa aș povesti. Și când l-au scos autobuzul? Și când l-au scos de la geamuri, cum sunt astea, atunci mie mi s-a făcut rău. M-am văzut, am zis, Doamne, s-a agățat și oamenii acolo. În afară că înainte de, am văzut că a venit basculanta și încărca. Pe care tot îi scotea, tot îi încărca și îi ducea. Cu basculanta i-a dus. Până scoate autobuzul. Deci până atunci, cât s-au putut, nu știu, vreo 7 sau 10 i-au dus basculanta. Exact ce a spus Miluc, eu nu știu, n-am mai apucat să spun de basculanta, da. Și tot mă întrebau pe mine, dacă n-am văzut așa, lumea răcnea, era un geamăt, un freamăt acolo, fiecare și-a fost trimis exact la ora aia din Plopeni, din Dubrăveni, s-au auzit imediat de accident și imediat au venit la locul accidentului să vadă. S-au dus fata, s-au dus băiatul, s-au dus și era lumea așa cum stau mitinguri. Acolo pe terenul ăla.